Cristian și bine v-am găsit la o nouă ediție Motorsport Extra, o emisiune pe care o prezint ca de obicei alături de Adi Tezlovan. Salut, Adi! Bună, Roxana! Astăzi avem o ediție dedicată unui sport foarte drag mie. Știi despre ce vorbesc? Absolut! Despre off-road. Chiar vreau să te întreb dacă ai încercat vreodată, dacă ai fost la vreo etapă de off-road. N-am apucat să ajung spre rușinea mea, adică am văzut trialuri prin orașe pe lângă... Cred că am fost în două sau trei orașe unde am văzut trialuri. Îi admir foarte mult pe cei care practică acest sport. Nu stăpânesc foarte bine zona de off-road. Sunt familiarizat mai mult cu partea de rally și partea de mai de viteză puțin, dar talentul și abilitățile pentru off-road sunt într-adevăr de, și mașinile sunt spectaculoase. Deci nu te-am prins, am zis că acum... Acum ăsta e momentul în care o să aflu dacă ai fost sau nu la vreo etapă, pentru că eu te-am invitat la Târgoviște. Asta este, trecând mai departe, o să discutăm pe larg despre campionatul național de off-road, anul competițional care tocmai s-a încheiat. Acum ne pregătim de acțiuni umanitare. Vreau să le urez bun venit invitațiilor noștri din această seară, Răzvan Cirap, Magda Danciu și Costin Fântână. Mulțumim pentru prezență, dragilor! Și noi mulțumim! Bine v-am găsit! Costin, uite că ești primul la microfon. În primul rând vreau să te felicit pentru cel de-al doilea mandat. Ești pentru a doua oară președinte al Comisiei Naționale de Off-Road. Este un lucru remarcabil pentru că ai acceptat iarăși din nou să fii la cârma off-road-ului. Ce te-a îndemnat? Care a fost dorința? De unde a venit? Că nu e o misiune deloc simplă. Eu propusesem anul trecut, să zic așa, să renunț și să las o echipă nouă la conducere, dar n-a început foarte bine acest an, au fost ceva probleme și cu participare scăzută și cu, tu știi că ești din familie, să spun așa, și faptul că Romeo după trei etape a predat armele, am zis că totuși e momentul și nici nu sunt alți doritori, asta a fost unul din motive. A fost un an cu 8 etape, 2020, cel puțin până acum am văzut că sunt preconizate doar 7. 7, da. De 44 nu mai face etapă, o să facă doar un trial. Ușor, ușor, așa, parcă sunt pe cale de dispariție anumite etape. E normal să se mai schimbe. De 44, cred că are 10 ani de când organizează an de an eveniment. La început cupe și ultimii 3-4 ani etapă. Costin, ce noutăți avem în anul competițional 2020? Ca și noutate principală e faptul că de anul viitor la cupe o parte din ele vor avea ziua de trial de duminică, va fi etapă în campionatul național de trial. Deci vom avea 14 etape de trial, 5 dintre ele se desfășoară la etapele de trofii și restul sunt ori evenimente de două zile de trial, ori cupă cu o zi trofi și o zi etapă de trial. Deci sunt mult mai multe evenimente tip trial,
care vor puncta în campionatul național. Asta e noutatea principală și clasa standard C s-a modificat în challenge, asta e altă noutate. Am gândit ca pe un open soft, adică mașinile să le dăm un grad mai mare de modificare, să se poată modifica mai mult și să meargă pe niște trasee mai dificile. O clasă intermediară între standard și open. Sunt multe mașini care se încadrează în clasa C. Sunt și sunt mulți doritori din ce am înțeles care ar vrea să treacă la clasa asta. Standard C. Zic să vorbim acum și cu Magda Danciu, care are așa puține emoții, mi-a divulgat înainte de emisiune, dar între timp să sperăm că s-a mai descotorosit de aceste emoții. Magda Danciu, pe care o felicităm, a fost vicecampioană la Standard B în 2017, sper că nu greșesc. 2015 și 2016. Magda este, să spunem așa, jumătatea singurului echipaj integral feminin, pentru că ea aleargă împreună cu Viorica Rădulescu, mulțumesc de completare. Anul acesta au fost etape la care ai lipsit? Una. Una, chiar cred. La prima, dacă nu mă înșel. Nu, am lipsit la Harghita. La Harghita. La Harghita, în rest am fost la toate. În prima jumătate a anului m-am dat cu Cornel Zanfirescu, fostul copilot anul acesta. Eu am fost copilot, el a fost pilot. Iar la GTC Trophy am schimbat echipa, am urcat iar la volan, pilot, și copilot a fost Viorica Rădulescu. A fost o surpriză pentru mine, știi, când după ce ai născut, când ai revenit în campionat și te-am văzut în calitate de navigator, m-am întrebat de ce. Lipsa antrenamentului, lipsa interacțiunii cu mașina, experiența care aveam impresia că s-a diminuat sau reacțiile în anumite momente și faptul că am neglijat foarte mult mașina, n-am investit deloc în ea, am riscat anul acesta și am mers să vedem până unde, care e limita. Și neașteptat a rezistat. Nu cu rezultate remarcabile, dar totuși a rezistat, nu ne-a lăsat în pădure. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care m-am urcat în dreapta. Răzvan, uite, o să iei tu microfonul acum. Cum a fost când ai văzut-o pe Magda prima dată în campionatul național? Ți s-a părut așa a fi o apariție exotică? Ai zis, este femeie, lasă că... Ai avut... Chiar a fost apariție exotică. Să ne aducem aminte că ea a ajuns în campionat și se dădea bine, chiar foarte bine, cu rezultate foarte bune, că a fost vicecampion național 2 ani la rând. Și să ne aducem aminte că în primul an chiar trebuia să fie campion național. 2015-2016. Arată la mustață, nu intrăm în amănunte. Dar ea era o prezență extraordinară, ca imagine, ca felul ei de a fi, prietenoasă, dar ca și pilot, mi-e place să... În acel moment era în clubul GTC, și eram foarte mândru pentru că Magda, pilotul, chiar, știți, Kikex, că este la băieți. Deci, practic, băieții Magda, aveau... pilotul femeie, a vrut pilotul să spună. Pilotul femeie, da. Pentru că, pilota, e pilot. Da. Pilotul. Corect. Și Magda a reușit să facă performanță în niște condiții în care nimeni n-ar fi crezut că poate să facă performanță. Vicecampion național 2 ani la rând. Propun să vedem și imaginile cu Magda evoluând alături de Viorica și nu numai. Imagini, desigur, din campionatul național de off-road.
Răzvan, revenind la tine, aș vrea să vorbim acum despre etapa GTC, care a fost cea mai bună etapă, cea mai bună organizare în 2019. Ce planuri aveți voi ca și club pentru 2020? Planurile pentru 2020 sunt un pic mai complicate, pentru că, deși ne dorim să mai simplificăm viața noastră de club, pentru că noi muncim foarte mult la etapa GTC Trophy și ne dorim să mai scădem din volumul de muncă, dar în 2020 am reușit ca, în loc de etapa GTC Trophy, să avem trei evenimente. Atât etapa GTC Trophy, avem o competiție de trial de două zile și mai avem și un concurs, un eveniment restricționat cu un format aparte, GPS Trophy. Deci, practic, vom avea trei evenimente plus cele două umanitare pe care le facem, deci iată că suntem câștigători 5 evenimente în 2020. Vă propun să discutăm puțin despre ce înseamnă să organizezi o etapă. Știm de ce înseamnă o etapă de rally, de coastă, ce implică. Bănuiesc că este la fel de dificil și implică foarte multă logistică și o etapă de off-road, având în vedere componentele și logistica pe care se bazează un astfel de eveniment. Așa e, etapa de off-road și, în general, concursurile de off-road, dar în mod special o etapă care are un anumit format impus prin caietul de sarcini și trebuie, evident, să te ridici la rigoarea și dificultatea pe care ți-o impune caietul de sarcini, presupune o muncă foarte mare de pregătire. Spre exemplu, la etapa pe care noi organizăm, sunt peste 30 de zile în care eu sunt în pădure. Bineînțeles că atunci când ești în pădure, ai o grămadă de alte treburi administrative, documentare, partea de aprobări, care sunt destul de multe aprobări de luat, și una peste alta este un volum mare de muncă. Și este de apreciat că foarte multe cluburi continuă să facă etape de campionat. Practic, avem partea de pădure, în care noi trebuie să căutăm trasee prin pădure și, bineînțeles, să le facem de așa natură încât să corespundă dificultății la fiecare clasă, să respectăm, bineînțeles, și pădurea, să intrăm în anumite zone în care avem acces, să respectăm că e un protocol pe care noi îl avem cu RomSilva și este un parteneriat și dânșii ne sprijină și, bineînțeles, ne și controlează în a aborda corect, că până la urmă noi facem un sport și intrăm în pădure să facem sport. Și în afară de partea de pădure, care durează foarte mult să faci tracurile, să le găsești, să, după aceea să scrii roadbook-ul, ajungi la momentul competiției și acolo, bineînțeles, că trebuie să gestionezi o nebunie cu 50, 60, 70 de mașini care merg prin toată pădurea, trebuie să fii acolo, nu? Să respect normele de siguranță. Și paralel, evident, este competiția de trial. Trialul la care noi ținem destul de mult, care a suferit modificări de-a lungul anilor și acum și anul acesta a suferit o modificare majoră și este, sper, un moment de cotitură să-l facem mai spectaculos. Trialul înseamnă probă specială, adică într-o anumită zonă cu acces ușor al spectatorilor, bineînțeles, media poți să faci mult mai ușor să promovezi acest eveniment. Se face un traseu cu benzi, se vede și pe imagini, și e un grad de dificultate mult mai ridicat. Sigur că aici vine un spectator, stă timp de 5-6 ore și vede de toate, răsturnări. Sigur, e mai ușor să-l promovezi, media mai ușor să acceadă acolo, pentru că în pădure e cam greu să alegi după mașini ca să le filmezi. Și să nu neglijăm aspectul sponsorilor, care până la urmă la zona de trial e mai ușor să pui niște banere și steaguri și care rămân acolo timp de 6 ore. Este mai ușor publicului, pot să își petreacă o zi întreagă, poate să mănânce, probabil și parte de logistică, adică e mult mai ofertant pentru spectator probabil să vină acolo la un trial și pot vedea exact tot ceea ce și-ar putea dori, poate să nu fie nevoit să meargă în pădure sau să stea. Exact, plus că este și socializarea noastră. În pădure fiecare este mașina lui și are treabă de făcut. Exact. Pe când așteptăm să-ți vină rândul la trial, evident că mai socializezi, mai schimbi impresii tehnice. Pentru public nici n-ar fi sigur să meargă în pădure, adică fiecare organizator se gândește la siguranță. Da, Corb Adventure Days are un trial care deja este trial consacrat. Da, trial urban, care este spectaculos, pentru că este evident că vin mai mulți oameni spectatori în oraș decât ar veni într-o locație mai izolată. Știi? Și, până la urmă, asta ne dorim. Nu? Că este un sport, chiar dacă noi îl facem în pădure, în principal, dar vrem să-l aducem și în atenția sau aproape de spectator, pentru că știm cu toții că motorsport egal imagine. Dacă ai imagine, înseamnă că trebuie să ai și niște sponsori, dacă ai niște sponsori, trebuie să-l oferi ceva. Și
ecuația asta cumva se leagă prin campionatul de trial. Și nu poate fi nimic mai frumos pentru public decât să ia contact direct cu piloții, cu mașinile de curse, ei sunt acolo în timp ce așteptați să intrați pe probă. Toate mașinile sunt acolo. Exact, exact. Și nu sunt într-un parc închis ca la alte sporturi, ci chiar poți să mergi să pui mâna pe asta, să vorbești cu pilotul, să vorbești cu organizatorii. Planul pentru 2020? Planul sunt mai multe. O să se modifice structura campionatului, o să rămână, bineînțeles, campionatul de trofii ca și până acum, dar în noua formulă pe care Comisia Națională de Offroad a gândit-o, trialul o să fie un campionat separat, dar care va avea etape de trial atât în competițiile de trofii, etapele de trofii clasice, vor mai fi cupe care vor avea etapă de trial și vor fi niște competiții de weekend, de două zile, în care se va întâmpla doar trial. Sigur că e o provocare și pentru noi și Clubul GTC va organiza o astfel de competiție, să vedem în ce măsură vom reuși să atragem doritori să vină din toată țara pentru a se da la trial, pentru că la trial nu te dai o zi întreagă, te dai 2, 3, 4, 5 minute. A trebuit să găsim formule inedite, chiar am hotărât în comisie și în ședința națională să lăsăm la liber formatul trialului. Fiecare organizator va gândi un fel de trial, pentru că sunt vreo 5-6 variante și la sfârșitul anului ne vom gândi împreună care este formula cea mai bună, eventual să o standardizăm pentru la anul. Costin, chiar uite, o să te rog să prind microfonul. Sunt evenimente organizate prietenești, așa să le spunem. Aveți cum să împiedicați sau vreți să încurajați sau care va fi viitorul acestor organizatori sau a acestor evenimente? Evenimentele prietenești sunt de când există mașini 4x4 și nu trebuie desfințate sau interzise. Sunt evenimente care... Făcută diferența între un concurs și o întâlnire prietenească. Adică aici trebuie făcută diferența. Una este să se organizeze o întâlnire tematică de pasionați 4x4 care fac un traseu, se plimbă, schimbă impresii, fac poze și așa, și alta e să organizezi un concurs contratimp cu premiere, cu festivitate premiere, cu timp afișați. Atât timp cât intervine factorul timp și concurs, ele nu sunt legale. Genul ăsta de evenimente de multe ori aduc mai multe echipaje decât o etapă. Aduc, da, pentru că sunt cu taxe de participare modice, sunt... Nu sunt într-un cadru organizat, exact, nu sunt sub egida, da, probabil, unei forțe. Nu sau... sunt sub egida, dar fiind la liber așa, nici măcar condițiile de securitate nu sunt impuse. Deci, absolut, aici acolo tot. Organizatorii primesc cu, poate și fără căști, ca să spun așa. Nu au niciun fel de condiție impusă și normal că numărul e mare. Acum, să văd, numărul de mașini 4x4 crește de la an la an, e plin de... Și din punctul meu de vedere, sunt foarte ok aceste întâlniri prietenești, dar să nu fie competiții. Mm-hmm. Federația, te întrerup un pic, federația a dat-o sprijinul, orice club care a dorit să organizeze, inclusiv anul ăsta, au fost discuții dacă limităm numărul de evenimente restricționate sau nu. Până la urmă, am lăsat ca orice organizator afiliat la federație să poată face evenimente restricționate fără număr limitat, încurajând ca toate evenimentele să fie legale și sub egida federației. Magda, ce planuri ai pentru 2020? Vis-a-vis de Ovro, desigur, că acum poate mai vrei să mai faci un copil și... Na. Aș vrea eu, dar nu intrăm în amănunte de genul ăsta. Planurile sunt multe. Îmi doresc să ajung pilot la extrem. Wow! Dar până atunci îmi trebuie și o mașină. Din păcate va dura foarte mult pentru la anul, deci puține șanse. În principiu sau probabil voi merge mai departe pe standard. Aia, mi se pare o trecere bruscă, știi, de la standard să sar direct la extrem, nu open, adică direct. Părerea mea pentru clasa intermediară open este puțin diferită de celorlalți. Consider că este o cheltuială inutilă și pierdută pentru că tot la extrem ajungi dacă ești pasionat și îți dorești. Am fost la standard ce anul ăsta, am văzut ce însemna open-ul de acum câțiva ani, poate chiar și o parte din extrem. Dificultatea a crescut foarte mult și la crește fiecare clasă. Fiecare clasă și crește fiecare an
crește. Și atunci am zis că dacă ăsta a fost extremul de acum 5 ani, ok, mergem direct la extremul și sărim partea de open. Dar planuri sunt multe, visăm, vedem ce... Să zicem că îți iei o mașină de extrem sau că îți face Costin iată o mașină de extrem. Da. Mergi tot cu Viorica? Sau aș încerca cu Cornel Zamfirescu. Cu Cornel. Da. Uh-huh. Fiind prima dată când aș participa la clasa aceasta, aș avea nevoie și de încredere și de sprijin și de instrucțiunile unui copilot cu experiență. Pardon. Viorica este la început, sperăm să capete experiență cât mai repede și cât mai bine. În viitor sper să ajung cu ea la extern, dar în primul an aș vrea cu Cornel Zamfirescu. Răzvan, ar fi o premieră asta la OVRO, nu? Prima femeie la clasa extremă. Mai fost până acum vreo femeie la clasa extremă? La extrem, sigur, nu. Au fost copiloți. Copilot, da. Da. Copilot, dar pilot, da. Nu. Tocmai. Ce aspirații înalte are, Magda? Succes. Da. Și plus că să ne aducem aminte, Cornel este și un foarte bun mecanic, pentru că la clasa extrem, într-adevăr, ai totul merge bine până se strică mașina. Da, da, e da. Mare, important ca să se priceapă măcar copilotul, dacă nu și pilotul. Să rămân succes Magdei și sigur că va dura mult să-ți facă o mașină. Știm cu toții cât de greu e să pui la punct o mașină. Evident, foarte greu e să o întreții după aceea. Și ca să ai nivel de performanță ridicat, chiar trebuie să găsești acea ecuație perfectă între calitatea mașinii, a materialului de concurs, calitatea echipajului și după care soarta și o grămadă de alți factori. Magda, ar însemna să te antrenezi, nu? Pentru clasa extrem, că e o trecere mare, un salt uriaș. Da, și sper să îmi dea lecții unul dintre cei mai buni. Costin sau Andy. Sper să mă ajute și să mă antreneze. Da, și găsim antrenori. Da. Dacă o să găsim sponsor, poate o să găsim și mașina. Și dacă tot vorbim de mașini, o să facem așa o scurtă pauză de off-road, dar rămânem totuși în off-road, pentru că vreau să vă prezint o mașină care a apărut de curând pe piața din România, o mașină ce a fost lansată la salonul auto de la Geneva. Vorbesc despre cea de-a patra generație a lui Ssang-Yong Corando. Vedeți primele imagini de la testul din Spania. Salut, prieteni! Ei bine, astăzi vreau să vă prezint primul test oficial cu noul Corando, cel mai nou SUV al producătorului corean Ssang-Yong. Să vă spun așa în mare despre Ssang-Yong, este cel mai mare producător de SUV-uri din Corea, cu o tradiție de peste 60 de ani. Anul acesta, la Geneva, ei au lansat cea de-a patra generație acestui SUV, un model care mai întâi a fost expus sub formă de concept în 2016, tot la Geneva, dar iată că acum au venit pe piață cu modelul de serie. Pe lângă Corando, ei au lansat și Musso Grand, este vorba despre noul pick-up care a apărut și el pe piață, dar încă nu am avut posibilitatea să-l testez. Astăzi urmează primul test oficial cu noul Ssang-Yong Corando, cea de-a patra generație, un model spectaculos, foarte frumos, care cred că va avea mare succes la nivel mondial. Un model mult așteptat. Trebuie să vă mai spun despre Corando că este un model de 5 stele Euro NCAP. SUV-ul Corando a fost revizuit complet pentru 2019, cu un design exterior complet nou, contemporan, interior rafinat, de calitate premium, sisteme de asistare a șoferului și de siguranță îmbunătățite și conectivitate de ultimă generație. Mașina se mândrește cu o înfățișare complet nouă, proiectată pentru a maximiza caracterul robust al mașinii, cu o grilă nouă, aparte și cu un aspect nou al farurilor. Un stil exterior complet nou și distinctiv, aspectul frontal oglindește noul look Ssang-Yong, dar cu linii laterale puternice sculpturale. Cele mai moderne tehnologii și conectivitate auto, cum ar fi Apple CarPlay, Google Android Auto,
și sistem de navigație prin satelit TomTom, care este afișat pe ecranul principal și în cadrul panoului de instrumente pentru vizionarea în siguranță. Mai lung, mai lat, mai jos și cu un ampatament mai mare decât modelul pe care îl înlocuiește, noul Corando are o lungime de 4450 de mm, lățime de 1870 de mm, înălțime de 1620 de mm, cu un ampatament de 2675 de mm pentru un confort mărit la deplasare. În această perioadă a anului, majoritatea cluburilor de off-road organizează acțiuni umanitare. Unele dintre cluburi organizează două, chiar trei acțiuni, însă iată că înainte de Crăciun cei mai mulți dintre noi ne îndreptăm către cei nevoiași. Costin, care sunt planurile clubului? Sau să vorbim despre că, na, acum ești vocea statului, știi cum e? Trebuie să spui... Să-l lăsăm pe Răzvan, că el organizează una din cele mai mari umanitare. Deci, acțiunile umanitare de off-road. Sunt acele acțiuni care ne sunt foarte dragi nouă tuturor, practicanților de off-road. De când am început off-road-ul și eu și fiecare dintre noi, am fost la acțiuni umanitare off-road. Acum, ele sunt mai mari, mai mici, fiecare le organizează cum poate. Toate sunt extraordinare, deci nu există o comparație între una și alta. Ne mândrim că noi, asociațiile, cluburile de off-road, reușim în fiecare an, de obicei de două ori pe an măcar, de Paște și de Crăciun, reușim să organizăm, cred eu, spre 15, poate 20 de acțiuni umanitare. Este foarte bine. Și este despre faptul că noi mergem în anumite comunități, despre faptul că avem mașini și intrăm în anumite zone și vedem anumite nevoi, despre faptul că ne dorim și că mergem și facem. Și că ajungem în zone izolate. Absolut izolate. Vorbim, ca să înțeleagă cei care se uită la noi, despre cazuri de oameni izolați, bătrâni care au rămas în sate, răslețe, pe dealuri, care nu mai pleacă din acel sat. De fapt, nu mai există sat. Există două, trei case de bătrâni și fiecare casă are un bătrân. Mergem la copii. Copiii trebuie să încurajați. Dacă sunt la țară sau sunt în zone izolate, noi trebuie să încurajăm să învețe, nu? Să vrea mai mult de la viață. Despre asta este vorba. Acțiunea umanitară de off-road nu este de a duce către oameni care poate sunt săraci, dar până la urmă pot să muncească, este de a încerca să merge la oameni izolați. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Săptămâna care vine vom prezenta imagini din campionatul național de viteză în coastă. Vom avea trei piloți, unul mai rebel ca celălalt, invitați aici în studioul Motorsport. Până atunci, să vă meargă totul ca pe roți. Pe săptămâna viitoare. Ciao!